Vă salut, dragi acvariști, viitori aquascaper, sunt Flaviu. Astăzi voi face un episod dedicat plantelor easy și voi începe cu probabil cea mai ușoară plantă, stem, pe care eu întotdeauna o recomand acvariștilor începători, și anume Hydrocotyle leucocephala. Este o plantă care crește foarte ușor, se poate lăsa să plutească peluciul apei și atunci are acces la dioxidul de carbon atmosferic, ceea ce este un mare avantaj, sau se pot, la unul dintre capete, se pot da jos frunzele și introduce cu, vedeți că ea are formate rădăcini, dăm jos frunzele și introducem tija și rădăcinile în substrat și atunci ea va crește ca orice altă plantă stem. O putem folosi și la un olandez să mascăm spatele sau o laterală. E o plantă foarte versatilă, crește și afară din acvariu, se înmulțește și foarte ușor, se ramifică. Vedeți, aici este un pui care o ia în lateral. O recomand întotdeauna în acvariile noi pornite și o folosesc pentru că se luptă cu algile și ia excesul de nutrienți. Plantele astea hard le voi pune deoparte să nu ne încurce. După cum știți, filmez mai multe videouri odată. Și dacă am vorbit de o plantă care o putem lăsa să plutească, să nu uităm plante cu adevărat plutitoare. Două specii, Philanthus fluitans și Pistia stratoides, cred că zice, dar toată lumea știe sub denumirea de Pistia. Asta este Pistia, face rădăcini foarte lungi. Eu am puiuți acum de plantă pentru că nu prea mai am CO2, adică nu introduc CO2 și fertilizez foarte puțin. Philanthus, în momentul în care nu fertilizez deloc și nu are deloc NO3 în apă, se face roșie. La mine nu prea este nici foarte multă lumină, chiar dacă nu mai fertilizez cu NO3, mai iasă din soil, mai de undeva totuși mai trage azotul, văd că încă nu vrea să se înroșească, dar are acest potențial, arată foarte bine, atât frunza se face roșie, cât mai ales rădăcinile, e superbă și cu cât o limitez mai mult de nutrienți, cu atâta se fac mai lungi și mai roșii rădăcinile, e o plantă spectaculoasă. Sunt foarte bune pentru acvariile nou pornite pentru că absorb nutrienții și mai dimează puțin lumina. Următoarea plantă easy de astăzi este o plantă pe care eu am introdus-o în hobby-ul românesc, Acmela repens. Am adus-o din Ucraina prin intermediul unui amic, însă nu prea exista interes pentru ea până că nu am popularizat-o eu puțin, să zic așa. De ce e interesantă? Pentru că în apă are o culoare verde închis, spre deosebire de toate celelalte plante, și poți face contrast foarte frumos într-un acvariu olandez folosind o plantă de verde închis. Merge și fără adiție de dioxid de carbon, am avut-o și fără adiție de dioxid de carbon. Evident, cu adiție va crește ca orice altă plantă, mult mai repede și mult mai frumos, însă se poate crește și fără. O plantă stem, ușoară, nu-i mare lucru de vorbit despre ea, se tunde pe la nivelul dorit și vedeți că va face pui. Face pui și netunsă, dar tunsoarea va stimula. O altă plantă pe care am, nu pot să zic că eu am introdus-o pentru că exista deja, același amic m-a ajutat și mi-a dat primul fir, însă, uite, și un pui de Tonina tocantis s-a rătăcit pe aici, de la Vasile. Marius din București m-a ajutat cu primul fir, dar nu e așa de rară, se găsește, însă nu multă lume o folosește. Seamănă puțin cu Lobelia cardinalis, însă se face mult mai mare și are frunza ondulată.
intuitiv cum se înmulțește, are o sumedenie de pui, doar trebuie secționată deasupra lor. Puii vor crește, vârful se replantează, are o grămadă de rădăcini, nu e mare filozofie cu ea, nu are rost să discutăm foarte mult, merge și fără adiție de dioxid de carbon și este deosebită față de alte specii. Pogostemon erectus, Decanensis se numește acum, despre aceasta este vorba. E o plantă easy, cu creștere rapidă, o plantă stem. Vedeți că frunza crescută emers arată complet diferit față de frunza plantei odată crescută, odată adaptată la condițiile acvatice. Este o plantă stem, face rădăcini puternice. Acum nu arată foarte bine pentru că eu un acvariu din spate nu mai fertilizez. Adiția de CO2 am oprit-o de mult timp, așa că nu arată grozav. Dar e o plantă foarte frumoasă, face tufe mari. Și acesta este aspectul ei crescută submers. Emers arată complet diferit. Aceasta este în gel, există și varianta în pot din acela obișnuit cu vată. Despre Pogostemon decanensis am discutat, vi l-am arătat în crescut în gel, să vă arăt și câteva fire crescute sub apă. Vedeți, aceastea au deja rădăcini. Ca orice altă plantă stem, în momentul în care tunzi tija principală, cum s-a întâmplat în cazul acesteia, tunzi tija principală la acel nivel. S-a oprit filmarea, astăzi nu am ajutor, i-a dat o zi liberă, Ștefanie, săraca. Să reiau, tai tija principală, de la acel nivel va face pui și la Pogostemon erectus, mie tot îmi vine să zic erectus pentru că așa se numea în mod eronat prima dată, după aceea și-au dat seama că este vorba despre Pogostemon decanensis și Pogostemon erectus este altceva, însă foarte mulți ani a fost sub denumirea de Pogostemon erectus. Puii deja au de foarte multe ori rădăcini și se pot detașa de pe planta mamă, cu tot cu rădăcina, pur și simplu tragem finuț de ei, vedeți, a venit cu rădăcină. Repetăm procesul și obținem mai mulți pui cu rădăcină. Bine, că și dacă nu ar avea rădăcină, ca orice altă plantă stem, introducem tija în substrat și își dezvoltă singură rădăcină. Cu adiție de CO2 crește mare, crește foarte repede. Fără adiție de CO2 crește evident mai lent. Frunza nu este atât de mare, fără adiție nu este atât de lungă, este mai scurt așa. Însă este o opțiune, se poate folosi. Vedeți și puiuții ăștia. Chiar dacă sunt așa mici, deja au rădăcină, se pot detașa la o adică și planta mai în față. Se poate merge până aproape de prim plan cu ei. Oricum, este în principiu o plantă de plan mijlociu. Vasile, având condiții extrem de bune și fertilizare multă, lumină multă, dioxid de carbon în cantități mari, ați văzut că o folosea în spate și pe lateral pentru a masca peretele lateral, însă ea poate să rămână și ceva mai mică, mai ales în acvariile fără adiție de CO2, puteți regla și din tunsoare, deci nu este așa de complicat. O plantă foarte versatilă, va face parte din premium împreună cu alte specii.